Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Astăzi m-am gândit să fac un clip în care să arăt cum identificăm terminalele unui tranzistor bipolar doar cu multimetrul. Mai exact, fără să căutăm în foaie de catalog sau datasheet. Înainte să trecem la partea practică, o să fac un scurt rezumat despre tranzistoarele bipolare. Dacă doriți să știți cum măsurăm un tranzistor bipolar, am un clip mai vechi. Aveți link în descriere. Tranzistorul bipolar este compus din trei terminale, denumite bază, colector și emitor. La ambele tipuri de tranzistoare bipolare, dacă măsurăm între colector și emitor, indiferent că tranzistorul este NPN sau PNP, nu va conduce curentul electric. Între bază, colector, bază, emitor, va conduce curentul electric într-un singur sens, în funcție de tipul tranzistorului. Dar pentru mai multe detalii, puteți urmări clipul meu mai vechi. Acestea de față sunt câteva din tranzistoarele bipolare unde terminalele pot fi identificate doar cu multimetrul. Mai exact, cele care au partea metalică, să vă întorc și pe celelalte, cele care au partea metalică unde se atașează de radiator. Acea parte metalică fiind atașată de colector. Practic tot corpul metalic al tranzistorului 2N3055 reprezintă colectorul. În cazul acestui tranzistor, spatele metalic este atașat de colector și la acestea la fel. Multimetrul îl vom folosi pe partea de măsurare a diodelor. Avem deja simbolul aici. Prima dată să luăm ca exemplu acest tranzistor 2N3055 în capsulă TO3. Avem terminalele din spate, să ne prefacem că nu știm care este baza și care este emitorul, însă colectorul știm deja. Toată partea metalică reprezintă colectorul. Încercăm cu plus pe colector și minus pe fiecare dintre cele două terminale. Aici nu avem nimic, nici aici nu avem nimic. Să încercăm cu minus pe colector. Aici avem o cădere de tensiune. Cealaltă parte nu avem nimic. Asta înseamnă că terminalul din stânga reprezintă emitorul. După cum v-am spus, între colector și emitor nu avem nicio cădere de tensiune, indiferent de polaritate. Deci avem bază aici, unde am pus eu sonda roșie, și în partea stângă emitorul. Bază, emitor, colector. Am identificat pinii. Să luăm alt tranzistor, cel de față, tip 36C, să ne prefacem că nu știu de care este. Știm că este bipolar, dar nu știm dacă e NPN, PNP și nu știm ordinea pinilor. Care este bază, care colector și care emitor. Dar știm că partea metalică din spate e atașată la colector. Bineînțeles că nu mai trebuie neapărat să schimbăm pe continuitate multimetrul. Dacă avem cădere de tensiune 0, asta înseamnă că partea metalică are continuitate cu una dintre cele trei terminale. Da? Trebuie să ne dea așa ceva. Ca să nu mai stați să schimbați pe continuitate. Da. Partea de aici, metalică, unde avem cădere 0 de tensiune. Aici. Oricum eu știam, am trecut așa doar ca să vă induc în eroare. Aici nu. Întotdeauna partea metalică va fi atașată de terminalul din centru, respectiv colectorul. Am identificat colectorul. Colectorul este acesta. Însă trebuie să identificăm și care este baza și emitorul. Să încercăm. Aici nu avem nicio cădere de tensiune. Aici nu avem. Să schimbăm cu polaritatea pe colector și să verificăm din nou. Aici nu avem, deci acesta este clar emitorul, pentru că și invers, dacă polarizăm, nu avem nicio cădere de tensiune. Deci am identificat. Celălalt se reprezintă baza. Da? Bază. Bineînțeles că bază colector conduce, bază emitor conduce. Și gata, am identificat. Bază colector emitor. Să luăm următorul tranzistor, unul BD139, să ne prefacem că nu știm ordinea pinilor, care este baza, colectorul și emitorul, dar, din câte v-am spus, avem regula că partea metalică din spate este atașată la colector. Și, din câte v-am spus la tranzistorul anterior, întotdeauna partea metalică este atașată de terminalul din centru. Deci aici avem colectorul.
Așa că trebuie să identificăm emitorul și baza. Minus pe colector, plus pe acest terminal, avem o cădere de tensiune. Și pe acest terminal, aici nu avem. De data aceasta vom pune plus pe colector și minus aici și nu avem nicio cădere de tensiune. Deci aici avem emitorul, colector și emitor. Aici reprezintă baza. Deci bază, colector, bază, emitor. Și între colector-emitor nu avem nicio cădere de tensiune. Ceea ce e și normal. Să luăm următorul tranzistor, e BD140. La fel, îl inversăm. Avem partea metalică. Să punem plus pe colector. Bineînțeles că partea metalică întotdeauna are continuitate cu pinul din centru, terminalul din centru, respectiv colectorul. Deci avem plus pe colector, avem minus pe acest terminal. Acum minus pe celălalt terminal, lăsăm plus pe colector, să inversăm minus pe colector, plus pe acest terminal și plus pe celălalt terminal. Semn că cel de aici reprezintă emitorul, iar cel de aici baza. Bază, colector, bază, emitor. Deci am identificat. Și nu v-am spus. Întotdeauna când avem minus pe bază, acel tranzistor este PNP. Dacă avem plus pe bază, acel tranzistor este NPN. Practic, acea literă din centru ne spune că tranzistorul este cu plus pe bază, P de la pozitiv, și în cazul celui PNP, N din mijloc, ne spune că baza este minus. Se polarizează negativ pe bază, acel tranzistor. Și cam aici se termină acest clip în care v-am arătat cum identificăm terminalele unui tranzistor bipolar cu multimetrul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!